întâmplă. Am avut 1-0 la pauză, intrasem și cu moral bun pentru că am avut penalti în ultimul minut din prima repriză și l-am apărat. Ce s-a întâmplat pe parcurs, ne-am pierdut, ne-au egalat de 1-1 și apoi parcă am căzut psihic. Au urmat goluri pe bandă rulantă. Au fost mai buni, bravo lor, și sperăm să ne vedem în Liga 2 cu ei după baraj și să ne luăm revanșa. Asta voiam să spun și eu, că parcă după 1-0 a fost atât de greu șocul autogolului, nu? Pentru că acel autogol i-a băgat înapoi în meci. Da, autogolul nostru i-a băgat înapoi în meci. N-am știut noi să luăm avantaj din nou și atunci jocul greșeală așteaptă. Dar îi felicit pe această cale, au fost mult mai buni, au dominat campionatul de la un cap la altul, noi ne-am jucat șansa, toate felicitările se duc către ei. Cam mulți nervi la meci sau pentru un meci între locul 1 și locul 2 e ceva normal? E ceva normal să joci. Noi, mai ales și noi și ei, ați văzut, am jucat cu ambiție, ambiția s-a văzut, nervii e normal, e un meci de titlu și cam asta a fost. Învățăm și mai departe, na. Poate la anul. La ediția viitoare, nu? Da. Încercați să promovați și de acum la baraj, dacă se poate, dar dacă nu, continuați, nu? La Victory Cup. Absolut, da, an de an. Anul ăsta am fost cel mai aproape de când suntem de titlu, dar nu ne dăm bătut și la anul sperăm tot către titlu, dar din Liga 2. Chiar dacă ești supărat, acum zi-mi două vorbe de competiție, de Victory Cup. Ce părere ai? Mi se pare o competiție serioasă, un fotbal tare, un fotbal plăcut. Se întâmplă să mai fie și nervi și greșeli din partea arbitrilor, că nici ei nu sunt Dumnezeu. Dar până la urmă despre asta e fotbalul. E o organizare, din punctul meu de vedere, 10 din 10. E onoare uneori când joci cu fotbaliști care au jucat în Liga 1, în Champions League. Mă refer la fotbalul mare și pentru mine e total plăcut. Mersi și bapă!